există un workshop în momentul ăsta în București. Aura este în legătură directă cu noi și ne explică ce fac floriștii, că așa se numește cei care se joacă cu minunățile astea ale naturii în această perioadă de primăvară. Bine, era primăvară până la ora 10 când a ieșit memelul și a zis că o să plouă, dar lucrurile astea le vom discuta într-un cadru organizat. Aura, unde ești? Neața Răzvan, așa cum ai spus, sunt la un workshop de design floral relaxat, pentru că pentru multe doamne și domnișoare, florile înseamnă, sunt așa o oază de relaxare și de liniște. Astăzi învățăm să punem în valoare în buchetele noastre bujorii, iar Liliana Masgras, care se auto-intitulează un florist relaxat, ne spune cum reușim să ne destindem prin treaba asta cu designul floral. Bună dimineața, bine ați venit la atelierul meu de relaxare din această seară. Organizez astfel de ateliere, workshop-uri de câțiva ani buni, vreo 7 ani, încercând să transmit ideea, conceptul de relaxare printre flori. Deci este o activitate deosebită pe care poate să o facă orice om. Este ceea ce vreau eu să spun oamenilor. Pentru că îți poți găsi liniștea făcând această activitate, te poți relaxa, eu știu, după o lună de, plină de stres, de activitate intensă, într-un job corporativ, să spunem. Și atunci eu invit oamenii printre flori. Poți veni și dacă ai două mâini stângi, nu? Adică nu trebuie să te pricepi la... Sigur, deci nu trebuie să dovedești un talent deosebit, da? De fapt, nu trebuie să dovedești nimic. Poate doar dragoste și respect pentru flori. Ai aici un aranjament care conține bujori. Are foarte mulți bujori pentru că tu astăseară o să folosești bujori în aranjamente. Povestește-mi puțin despre el. Cum îl realizăm? În această seară vom lucra cu bujori, dar nu numai. Este o temă rustică, deci am ales să așez bujorii în această seară, inspirată puțin de tradiția populară românească. Cumva de aceea am și ales această combinație de roșu-alb. E o combinație cromatică, să spunem, clasică, poate banală, dar exact provocările de genul ăsta mie îmi plac. Cum putem să scoatem ceva deosebit din ceva ce la prima vedere poate să pară banal? Și exact asta am încercat să fac, folosim foarte multe texturi și foarte multe tipuri de flori care induc ideea asta de garden, da? Deci florile din grădina bunicii, dacă vrei. Și cu gândul la ișoara aia albă, cu modele tradiționale românești, cu mun roșu. Cam asta am avut eu în minte atunci când am realizat acest aranjament. Și de seară fetele vor veni să se distreze, să se relaxeze cu florile pe care le-am pregătit. Povestește-mi puțin despre bujori. Înțeleg că sunt preferații mireselor. Da, deci bujorul este una dintre cele mai apreciate flori și foarte solicitate de către mirese. Este de bun augur să ai în buchetul de mireasă câțiva bujori. Da, ei înseamnă, eu știu, romantismul, esența romantismului, dacă vrei, dar nu numai. În diverse culturi, în diverse popoare, înseamnă tot altceva. De simbolistica lor este foarte vastă. Dar aș spune că este regele grădinilor, dacă vrei, și îl folosim cumva în special în luna mai, dar nu numai, da? Deci cel puțin pe evenimente bujorii îi folosim chiar și în luna decembrie. Este ceva absolut magic să ai o nuntă și în luna decembrie să conțină buchetul tău bujori. Îți mulțumim tare, tare mult, Liliana. Noi o să venim și diseară la workshop-ul tău, pentru că sunt convinsă că o să învățăm lucruri tare interesante. Răzvan Dani, mulțumim tare mult. Mulțumesc. Răzvan Dani, ne întoarcem la voi.